Pompierii din toată țara s-au aflat la acest aniversar. Data de 13 septembrie are o semnificație aparte, este ziua în care sărbătorim pompierii, eroi anonimi ai zilelor noastre. Ziua pompierilor din România ne oferă ocazia de a rememora o pagină de istorie națională scrisă prin lupta purtată acum 174 de ani în dealul Spirii de Compania de Pompieri din București împotriva trupelor otomane menită să înfrângă mișcarea revoluționară de la 1848. Pompierii sunt cei care zi de zi poartă lupta cu secundele pentru a da șansă la viață, sunt cei care, fără să stea pe gânduri, intră în foc, ape sau sub dărâmături pentru a-și salva semenii. Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România, iar la subunitatea detașamentului de pompieri Câmpul Lung ne-au trecut pragul un grup de elevi, iar cu această ocazie le-am prezentat tehnica de intervenție și accesoriile de pe autospeciale. În Câmpul Lung, la detașamentul de pompieri, această zi a fost marcată prin vizitarea subunității a grupurilor de elevi din ciclul primar. Plutonierul Ionuț Samoilă le-a prezentat celor mici echipamentele din dotare și a răspuns la întrebările tuturor. Ne echipăm de fiecare dată cu acest costum la orice intervenție, chiar și la descarcerări, chiar și la incendii și la deblocări de uși. Vedeți, mai avem și un aparat de respirat, acesta. Și ne ajută pe noi să putem pătrunde în încăperi inundate cu fum. Se montează. Este un pic. Adică echipamentul complet este undeva la vreo 30, 35, 40 de kilograme. Echipamentul complet, adică vorbesc de costumul de protecție, cască și aparatul de respirat. Punem masca pe față. Deci așa se pune. Se pune masca și întotdeauna punem și casca deasupra. Și ca meserie ți-ar place să faci și meseria de pompier? Da. Bravo. Tatăl Ștefanie lucrează aici. Ia spune și cum a fost? Foarte bine, mi-a plăcut totul. Da, mai mult și mai mult ce ți-a plăcut? Când m-am urcat în mașină. În mașina de? Da, de pompier. Mi-a plăcut mult. A fost frumos și mie nu mi-a plăcut chiar atât de tare în salvare. Mi-a plăcut atunci când m-am urcat acolo în spate. E pentru prima dată fost... Nu, e pe... A mai fost odată într-o... Da, cu doamna Dorina. A mai fost odată cu doamna și aceasta. A mai fost odată la pompieri. Și a mai fost și cu mama. Salvatorii militari de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung au stat la dispoziția tuturor vizitatorilor care au dorit să afle de la fața locului cum se folosesc echipamentele din dotare.